Pacea Domnului și bine ați venit din nou la biserică. Dorim binecuvântarea Domnului. Poate era cazul să anunț că aș dori că după amiaza aceasta să prezint mai mult partea practică, situația prin care am trecut, experiențele și prezența lui Dumnezeu în viața, a familiei, în general, și a copiilor în special. Spuneam dimineață că la un moment dat în lagărul care construia calea ferată spre Bruma, a început să funcționeze dragostea. A ajuns la ei lungime de undă divină. Și ei au intrat în rezonanță, s-au pus de acord cu ea. Ce a devenit lagărul? Ce a devenit? A devenit o universitate. Lagărul a devenit. Cel care știa ceva, învăța și pe cine nu știe. Cine știa matematică, învăța matematică. Cine știa istorie, învăța istorie. Își găsea câțiva interesați și timpul cât de puțin aveau ei, îl foloseau frumos, cu folos, pentru ridicarea tuturor. Și mai mult, au venit americanii, i-a prins pe japonezi și când au văzut ce dezastru era și fusese acolo și miile acelea de morminte și asta, au vrut să-i pedepsească, au vrut să-i împuște. Ce s-a întâmplat? Deținuții au făcut zid. Fără răzbunare. Fără răzbunare. Se întâmplă un fenomen. Oamenii chiar care sufăr, acumulează resentimente, acumulează ură și doresc răzbunare. Dacă nu privesc lucrurile prin prisma care a spus Domnul Hristos, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Aceasta este culmea descoperirii și așteptării Domnului Iisus de la noi. Și cine ajunge desăvârșit în dragoste, putem zice, seamănă foarte mult cu Dumnezeu. S-a spus mai târziu, sindromul Stockholm, că se vezi că niște ostatici au simpatizat la un moment dat, după ce au stat prinși o vreme și sub amenințare, poliția vroia declarații, vroia reclamații și ostaticii n-au vrut. Cum se poate așa ceva? S-a întâmplat la Stockholm? Cum se poate așa ceva? Cum? Dar v-a făcut, dar v-a ținut, dar v-a amenințat, dar ați trecut prin... Nu. Au apucat în acel loc, în acea situație, să se cunoască unul pe altul și să înțeleagă că și unii și alții sunt oameni cu sentimente, oameni cu dorințe, oameni cu probleme, oameni cu visuri, cu aspirații, cu gânduri de bine. Și i-a dus la un loc, contextul și situația respectivă,
și au ajuns să se simpatizeze. Da, sindromul, așa, zice, sindromul Stockholm, că zice, nu prea este normal. Așa. Dar în lagăr se trăia sindromul dragostei. Învățată, practic, și găsită ca ultimă soluție a salvării. A salvării. Aici în Ezechiel spune, nu te uita la ei. Ei își poartă idolii în inimă și au privirile îndreptate spre ceea ce i-a făcut să cadă. Și așa rău se mulțește. Ei și-au îndreptat privirile spre Dumnezeu și au fost și a fost mult îmbunătățită, le-a fost mult îmbunătățită soarta. În Daniel 12 cu 3 zice, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea soarelui. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. O făgăduință care poate fi valabilă în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar să trec puțin la practică. Cum? Am trăit dorința, ascultăm de Dumnezeu. Eram destul de mici, eram la școală, tata lucra contabilitate și fiindcă îl amenințau mereu că îl da afară și că rămân copiii fără pâine și asta, tata a zis, vreau ca copiii mei să nu depindă atâta de autoritate și de stat. Să nu depindă. Și atunci, cum am terminat clasa 5-a, o terminat Dan clasa 5-a, a intrat ucenic. Se primea ucenici la locul de muncă, te calificai în funcție de cât de dornic de învăța erai. Și l-a angajat pe Dan, pe urmă am terminat eu clasa 5-a, era și la școală, mereu îl chema pe tata, mereu zicea, ce faci cu ei? Noi vrem să-i facem pionieri, noi vrem și tu îi ții în ignoranță și în misticism. Și tata a zis, e mai bine să știe meserie, dacă or vrea să învețe, o să învețe toată viața. Dar să știe meserie. Și aveam 12 ani, și ceva și m-a dat ucenic la o secție de radio era pe atunci, să mai bobina, să mai încărcau acumulatoare și eram cam mic totuși pentru meseria respectivă. Am lucrat o vreme, la un moment dat vine dispoziție să le dați câte 100 de lei pe lună, erau banii cam sau banca are grijă să se păstreze valoarea de-a lungul timpului. Și cam la fel ca acum. Și zice, să le dați câte 100 de lei pe lună dacă aveți nevoie de ei. Șeful meu era un evreu și zice, decât să-i dau 100 de lei pe lună, mai degrabă mă lipsesc de el. Mai degrabă n-am nevoie de el, mă lipsesc. Așa de greu mi-a venit, eram copil, adolescent și am zis, câte zile trăiesc, nu mai vreau să mai aud vorba asta. Câte zile voi trăi, voi face tot ce pot ca să nu mai aud vorba aceasta, că n-am nevoie de el. Și într-adevăr, n-am mai auzit-o. Mi-a ajutat Dumnezeu. Am stat acasă o vreme, pe urmă am intrat la alt atelier de aparate de măsură și contor, cântare și
am lucrat acolo vreme și din ce în ce deveneam mai priceput, mai în stare să fac față la cerințe. Atunci se lucra și în deplasare. Era atelier la Roman, dar se mergea la Pașcan, se mergea la Băcești, câte o lună de zile pe vară și se reparau cântarele din zonă. Când eram la Băcești, era în 56, în iulie, aveam 15 ani și s-a pus problema să fie un botez. Am zis că vreau să fiu și eu botezat. Ei, ești cam mic, pe atunci trebuia aprobări de la partid, de la securitate, mai știu eu, și zice, nu putem să ne asumăm riscul, zice, ce faceți? Dar a venit fratele pastor, a discutat cu mine și a zis, bine, îl botezăm. Și ne-a botezat la Moldova și de atunci sunt membru în biserică, în iulie 56. Timpul trecea, a venit dispoziție să înființeze școli serale și dacă noi întrerupsesem deja câțiva ani, școala zice, este momentul să învățați și voi, vă duceți la seral. Ne-am dus la seral, ne-am înscris, a mers bine vreo 2 ani. A 8-a, 9-a, a 10-a, bine, am dat a 6-a și a 7-a la fără frecvență, pe urmă a 8-a, 9-a, a 10-a, vineri seara nu ne duceam la școală și fiindcă nu ne duceam la școală, profesoara făcea prezența și zice, azi iar e vineri. Și clasa răspundea, da, e vineri, că Costini nu vine la școală. A ajuns vestea la partid, zice, așa nu se mai poate. Ce fac ăștia? Să pregătesc ca să facă pastori sau să slujească pe Dumnezeu? Zice, nu se poate. Luați măsuri. Măsuri. Ne-a exmatriculat pe toți care aveam absențe, pe ceilalți i-a primit înapoi, pe noi ne-a lăsat pe afară, ne-a lăsat pe alături. Am văzut așa, am tras o fugă până la Negrești, acolo erau mai mulți frați și erau mai în ton cu programul nostru. Am vorbit cu secretarul, putem să transferăm situația de la Roman la dumneavoastră la liceu? Da. Am făcut o cerere, am transferat situația, ne-am dus în vară și am dat diferența de examene și am terminat 16-a. Pe urmă am terminat tot acolo, 11-a, și vine se bacalaureatul. Comisia era doar la... În prima serie n-am putut să dăm și în a doua s-a făcut comisie la Bacău. Ne-am dus la Bacău, am dat celelalte examene, dar istoria era ultimul și era în sabat. Nu ne-am dus. Președintă era o profesoară, o directoare din Roman și zice, doamna Ciobanu, zice, măi, de ce n-ați venit la mine? De ce nu mi-ați spus? Vă dădeam să dați când vreți voi și cum vreți voi, dar în timpul examenilor. Acum, după ce s-a încheiat situația, zice, sunt în dificultate să vă... Nu pot să vă ajut. Nu e nimic, doamnă, lăsați, nici noi n-am vrut să vă punem într-o situație delicată și că promovați mai știu eu pe cine, dar Dumnezeu are un alt plan cu noi, că vroiam, dacă terminăm
terminam și dădeam bacalaureatul, vroiam să ne ducem la școala tehnică sanitară, la Iași, să ne facem tehnicieni stomatologi, eu cu Mitică. Dar dacă n-a fost posibil să dăm bacalaureatul, nu ne-a putut duce la examen, a venit încorporarea în toamnă. Și la încorporare eram toți trei. Lui Dan îi spune, zice, tu poți să te însori, amânasem cu școala, încorporarea. Dan avea 24 de ani împliniți. Și zice, tu poți să te însori, că nu te mai iau în armată. Îi iau pe aștia doi. Ne întreabă, voi unde vreți să faceți armată? Dacă nu, după mine, Mitică era mai prompt, așa, nu prea își controla răspunsurile prea multe. Zice, dacă e după mine, nu vreau nicăieri. Ei, nu se poate, vă dau la arme frumoase, așa, o să fie bine. Ne-a încorporat, ne-a trimis la Fetești, Cocarzeaua, la radiolocații. Erau totuși cu ochii pe noi și la un moment dat ne cheamă ofițerul politic și zice, veniți încoace. Da, ce-i cu voi? Ce să fie? Nu e nimic. Dar nu vă place așa gras? Văd că nu prea mâncați. Ce vă dă la unitate? Ba da, dar noi nu mâncăm carne de porc. Cum adică noi? De ce nu mâncați? Suntem adventiști. Voi adventiști? Dar nu se poate. Poate părinții voștri. Voi adventiști, dar voi trăiți și educați de sistemul și de partid să fiți credincioși, să fiți adventiști. Nu se poate. Zic, uite că se poate. Și au început, da, au văzut cum stau lucrurile, zice, îi desparți. Crezând că, fiind singuri, o să putem fi influențați din mediu mai mult. Pe Mitică l-a trimis la Balotești, pe mine m-a păstrat acolo și au început. Ce Dumnezeu, ce credință, ce... De unde? Toți care aveau o funcție cât de cât și asta, se simțeau obligați să-și dovedească loialitatea față de partid și atunci înălțau partidul și negau pe Dumnezeu. Asta era politică de stat. Și au văzut că nu ne influențează. Sâmbătă am zis că nu particip la program. Măi, dar nu se poate. Nu se poate. Să cază ziua Domnului și Dumnezeu zice să te închini în sabat, nu să alergi. Dar ce ai de gând? Dar vine jurământul, vine să... Dacă acum nu mă lăsați în pace, ce o să-mi faceți după jurământ? O să ziceți, ai jurat. Și nu te ții de cuvânt. Pe atunci, formula jurământului era foarte absolutistă. Jur să înșușesc temeinic toate cunoștințele militare, să execut fără șovăiri, ordine și dispozițiile și comandanților și șefilor, să urăz din adâncul ființii toți dușmanii patriei, să lupt neprecupiți în sângele și viața. Și erau acolo... Depui un astfel de jurământ, un evreu zice, pentru mine e o instanță nulă, eu jur și înjur. Dar pentru noi nu putea să fie așa. Și găsim și în Scriptură, dacă i-o jurat lui Sanherib credință, trebuia să ții de cuvânt. Și i-a jurat pe numele Domnului. Bine, aici jurământul era mai... Și n-am depus jurământul, ne-a dus la Marea Unitate, la Ploiești, acolo
au luat declarații de la colegii noștri, colegii noștri ne-au ridicat în slep și au zis că suntem deosebit de buni. Ăștia zice, cu așa declarații nu te pot băga, nu vă pot băga la pușcărie. Ne-au adunat, au venit în club acolo câțiva care erau oameni de-a lor, chipurile ne-a interogat, ei au dat declarații cum li s-a cerut, că am auzit și într-o discuție cu ofițerii că refuză să lucreze sâmbata, refuză să... Și ne-a condamnat câte 4 ani. Eram 4 tineri, eu cu fratele meu, fratele Arpad Sighiartos și fratele Gheorghiță de la Hârja. Și ne-a condamnat, ne-a dus la Ploiești, la penitenciar, acolo, ce facem? Am cerut să ieșim la muncă, am ieșit la muncă. Erau bune toate, regim de închisoare, munceai, dar o problemă era hrana, că ei prăjeau șunca și ce aveau gras în aceeași tigaie și puneau câteva polonici în marmid. Zice, cât trebuie să-i pun aici, cât are, 20 de kg. Punea 2-3 polonici de grăsime deasupra să aibă caloriile calculate. Și noi ne uitam, mâncam o bucățică de mămăligă, că era ora mesei, și într-o zi, între acolo lângă mămăligă, 4 cepe, scris pe ele, curățate și scris pe ele câte un P, pentru pocăiți. Ofițerul de servicii pe bucătărie era un plutonier ajutant care s-a gândit la noi și ne-a trimis ca să avem cu ce mânca mămăliga. Un gest mare, un gest care dovedește împreună simțire și prețuire și dovedește și grija din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne-a pierdut din vedere. Ne-a trimis de acolo la Giurgeni, am lucrat în echipa de construcții, dacă realizam 131% procentaj, câștigam, era ziua respectivă, și încă 2 zile de libertate. Și însă sâmbata era liber, ne odihneam, ne făceam ce vroiam noi. Într-o zi ne bagă la izolare. Era zi izolarea, niște cămăruțe de beton și ne bagă acolo toți 4, plus era acolo băgat brutarul. Brutarul era un deținut care fusese morar la viața lui, un om mare, gras, bine, cu multe pretenții și care la închisoare făcuse niște bunătăți, dăduse și primise băutură în schimb. A primit băutură, a băut și ofițerul de servici, când l-a simțit că a băut, l-a băgat la izolare. Dar ne băga și pe noi. Până atunci nu ne băga. Și am zis, Doamne, ce căutăm noi aici? Ce căutăm noi acolo? Ce căutăm? Avea Dumnezeu de transmis prin noi un mesaj. Și începem să discutăm despre credință, despre Dumnezeu, despre ce să cuvine să mănânce om, despre ce... Am avut timp acolo, deci de sâmbătă dimineața, sâmbătă toată ziua, sâmbătă noaptea și duminică toată ziua, pentru că cel care te băga la izolare, ăla avea voie să te scoată. El știa ce are în plan cu tine. Și 2 zile și o noapte acolo tot am discutat. Vă spun, era un om mândru, era un om încrezut, era un om cu pretenții.
dar încet, încet vedeam că își se moaie și că își dă seama că Dumnezeu ce spune este mai bine și mai drept. Și atunci el era băgat la izolare 21 de zile. Ne-a băgat și sabatul următor, iar ne-a băgat la izolare. Noi zicem că oamenii nu știu ce fac sau că vor să ne facă rău. Dar ne-a băgat acolo și am reluat discuția. În săptămâna care noi am visit, el s-a gândit la ce i-am spus. Și când am intrat săptămâna, sâmbăta următoare, el era deja schimbat, deja influențat, deja cu pretenții mai puține, deja mai dispus să vadă și să procedeze altfel și l-au luat, după ce a spus, l-au luat și l-au pus înapoi brutar, dar nu a mai băut. N-a mai băut. Are Dumnezeu nevoie de oameni și în locul acela? Are Dumnezeu nevoie? Mai era un caz. Îl țineau în lanțuri, era condamnat 25 de ani. Și mă cheamă, zice, am auzit că ești condamnat pentru credință. Da. Ce poți să spui? Mă mai iartă pe mine Dumnezeu? Sigur că te iartă. Sunt condamnat, mă țin ăștia în lanțuri ca măsuri de siguranță. Dar zice, am 3 copii. Dacă scap vreodată, am să-i învăț și am să stărui de ei să nu mai trăiască cum am trăit eu. Dar ce ați făcut? Ce ați făcut? N-am făcut lucruri ieșite din comun. Dar zice, eram un cerc de prieteni, ne simțeam bine împreună, câștigam suficient ca să mai și ne distrăm. Și a intrat o leacă de rivalitate, o leacă de gelozie, o leacă de dorință de dominare. Și la un moment dat, la un chef, pe cel care îl simțeam ca rival, sub imperiul băuturii, și băutură, mânie, de resentiment și asta, l-a lovit în așa fel de la terminar, la fărâmat. Dacă aș mai scăpa vreodată, aș spune și aș stărui de copiii mei să nu trăiască cum am trăit eu. Îi spuneam cântările, i-am scris cântările, vese saltă culcotești, Doamne, câtă fericire spre cel din slăvi, le scriam și el le citea ca pe niște rugăciuni. Le citea ca pe niște rugăciuni. Există o lungime de undă divină care ajunge până acolo, până la cei care au nevoie de o altă stare, nevoie de pace, nevoie de iertare, nevoie de încurajare și nevoie de schimbare, nevoie de schimbare. O lucrează Dumnezeu și o lucrează Domnul Iisus. A trecut timpul, pierdeam din cauza că nu locam sâmbăta, pierdeam și duminica, dar a făcut șeful de brigadă ce a făcut, ne-a pus să punem niște zgheaburi pe la bărăți și asta ne-a pontat nu știu câte duminici și ne trezim de unde credeam noi că scăpăm mult mai târziu, gata, plecați acasă. Îi spusesem lui tata, adune hainele, că fusese militari și ne luase hainele la unitate. În ziua când a venit tata a ajuns mai târziu,
ne-a dat, aveau depozite de haine pe acolo, ne-a dat niște haine și noi am plecat acasă. Și când am ajuns la Roman, din același tren, a coborât și tata. Cum a făcut, cum n-a făcut, nu ne-am întâlnit în tren, dar în gară ne-am întâlnit. Am venit acasă, bucurie mare. Și ziceam, gata, am scăpat. 4 ani, am făcut într-un an și 9 luni, suntem liberi și cu conștiința în păcat. Dar a avut loc o discuție. Un capitan de la comisariat, fiind foarte, foarte convins de importanța lui și de faptul cât de sus l-a ridicat partidul, a discutat cu un evreu. Evreul era o leacă credincios și a zis, da, este politica aceasta, dar, Dumnezeu este Dumnezeu. Și pe cine apără Dumnezeu, nu are partidul ce să-i facă. Cum adică? Păi uite băieții lui Costin, au fost condamnați, au venit bine în primești acasă. El s-a tulburat și s-a ambiționat și a zis, las că vedem noi. S-a dus duminică dimineața, s-a dus la comisariat, a completat un nou ordin de încorporare și mi l-a adus mie. Eu făceam canalizare, vroiam să fac acolo la casa părintească, vine, poftim. Zic, da, ce se cheamă asta? Zic, eu mi-am făcut porția. Te duci să-ți faci armata. Când n-ai făcut-o? Cum n-am făcut? Am făcut 4 ani în loc de 2. Te duci să-ți faci armata. Zic, înțeleg. Vreți să acționați? Vă deranjează poziția noastră. Vreți să acționați asupra unui om până îl vedeți la pământ? Să vedem dacă și Dumnezeu va zice la fel. Nu mi-a venit bine. Când am plecat, ninsese puțin, era toamnă târzie și se cunoșteau urmele mele pe zăpadă și mă gândeam, oare mai văd urmele acestea cu direcție inversă, adică spre casă. Am plecat, mi-a fost greu în ziua aia, nu mi-a venit, n-am putut să mănânc, dar la Bacău a venit fratele Mirei Albi cu soția și cu fata, că eram la o unitate acolo aproape de gară. I-am văzut, am discutat puțin cu ei, m-am dus înapoi în dormitor și am stat și m-am gândit, măi, dar de ce? De ce ești supărat? De ce vorbeam cu mine? De ce ești supărat? Viața aici este așa, dincolo de gard este altfel. Te ajută Dumnezeu, ai să duci viața aceea. Te ajută Dumnezeu, ai să faci față la viața de aici. M-am înviorat, am mâncat, m-am culcat, dacă nu mănânc și nu dorm, zic, nu e cazul să mă epuizez fără timp și fără măsură. Am ajuns la Galați, acolo dosarul meu și fișa au fost luat în atenție. Și cum erau toți ofițerii și primeau și venise și comisii de la București, cine e Costin? Eu sunt Costin. Tu n-ai vrut să faci armată? Eu. Cum se poate? De ce așa? De ce așa? Zic, am zis că nu omor pe nimeni și nu mă pregătesc în acest sens. Și nu depun jurământul militar pentru că m-aș obliga la aceasta. Vai de mine! Și care avea o părere, venea să discute cu mine și să întrebe și să vadă cum este. Mulțumesc lui Dumnezeu, îmi dădea răspuns pentru fiecare. Și era o stare, dar eram cam înfierbântat, ce-i drept. Vine un major medic tânăr, simpatic deschis așa, zice,
Ai ceva? Ce să am? El, ca medic, s-o gândit să-i dau un motiv. Un motiv ca să mă scoată, că eu văzut porniți împotriva mea, să mă scoată din mijlocul lor, să mă ia la București, să mă zică că mă internează și asta. Dar eu nu mi-am dat seama ce vrea el de la mine. Și eu zic, ce să am? Zic, ofițerii ăștia au cu mine. E, zice, știi ceva? Eu am trecut prin Citreștu. Eu sunt greco-catolic și ni s-a cerut la un moment dat să renunțăm la, să ne dezicem de conducerea noastră și să renunțăm la credința noastră. Și n-aș fi, ne s-a cerut declarații în acest sens, n-aș fi putut semna dacă nu m-aș fi gândit că biserica are și e păcatele ei. Și-a omorât atâția oameni care vroiau să fie credincioși lui Dumnezeu de-a lungul evului mediu. Și atunci, zice, am hotărât să semnez. Nu merită să te sacrifici pentru o biserică care a omorât semeni. Și am semnat, m-am dus la facultate, sunt medic major la Spitalul Central din București, militar din București. Am apreciat poziția lui și m-am simțit încurajat. M-am dus tot discutând cu unul cu altul, făcuse răbaie, când m-am dus eu era numai apă rece, era o apă ca toamna, erau niște vârtejuri de apă rece, dar eu înfierbântat am intrat sub apa aia rece, m-am răcorit. Un major a venit după mine. Când a venit după mine și m-a văzut în apă rece, s-a întors și a zis, știți ceva? Dați-i pace. Uite, m-am dus și el era sub dușurile cele cu apă rece. Unui astfel de om nu ai ce-i face. Și s-au liniștit spiritele, dar într-o seară vine un tânăr, zice, cine costă eu? Vrei să venim să discutăm? Da. Ieșim afară, zice, am venit să spun că sunt frate de cruce. Cum adică? Sunt și eu de aceeași părere cu tine. Vreau să nu fac armată, să nu mă pregătesc în acest sens. Bine, mă, vrei, dar de ce? Ce ești tu? Sunt pentecostal. De unde? De la Vicov de Sus. Și zice, sunt frate de cruce. Bine, dar tu n-ai probleme cu mâncarea, tu n-ai probleme cu sabatul, tu cu ce? Cu ce ai probleme? Hai, bine, porunca să nu ucizi, cu ce? Ce se face aici este idolatrie. Și eu nu fac, într-adevăr, ce să cânta, ce să spunea, te slăvim României sau partidul meu iubit sau cu tare. Era îndoctrinarea și era propaganda care căuta pe oameni să-i facă după chipul și asemănarea omului nou. Zic, uite ce, dacă tu ești hotărât, manifestă-ți hotărârea. Știi să ți-o argumentezi? Că, zice, te vor lua la întrebări și dacă nu știi să le explici, vei deveni obiectul lor de batjocură. Dar dacă stai pe poziții, zici, așa mă învață Dumnezeu și arăți de unde ai primit îndemnul, ori să te respecte și mergem împreună. N-am depus jurământul, mi-a băgat într-o cămăruță improvizată acolo, drept arest. Sâmbătă dimineața, visez un vis.
Era o apă mare, două bărci legate una de alta, duse până la mal. Eu și cu colegul meu, penticostalul, eram pe malul apii și el sare în apă și trece din câteva văslituri de braț, trece dincolo. Deci nu am apucat să-și... O trecut. Eu zic, oare pot să trec apa asta? Că înainte eu treceam din 6 văslituri de braț și am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și apa au dispărut și a rămas două bălți. Nu aveai unde să te răcorești cu adevărat. Și m-am trezit. Zic, visul ăsta are o semnificație. Dumnezeu mi-a... Era frământarea, nu știu, indecizia și necunoașterea viitorului și starea aceasta este greu de suportat, neclaritatea. Și zic, uite ce, apa a trecut odată eu și fratele meu, cele două bărci. Tu sari în apă și treci dincolo, iar eu... Rămâne să văd ce se va întâmpla până apa va dispărea și până ce reprezintă aceste două bărți. Într-adevăr, în noiembrie ne-au dus la penitenciar, în decembrie, pe 24-25, s-a dat decret de grațiere, el a plecat acasă, era prima dată condamnat și n-avea cazier. Eu, care eram condamnat a doua oară, n-am beneficiat de grațierea respectivă. Și a urmat să fac 2 ani, acești 6 ani în 2 ani, în 2 ani. Timpul nostru trece repede. M-am dus la Chiscani, acolo lucram și ofițerul de contrainformații, securistul, zice, mă cheamă și zice, în tine am încredere, tu ești un om deosebit, vreau să colaborez cu mine la reeducarea celorlalți, adică să spui ce face unul. Domnule locotine major, eu am o altă cale. Eu trebuie să-l conving pe el, nu să vă spun dumneavoastră ce face el, ci să-l conving pe el că ce face nu-i bine. Și să-i câștig inima pentru bine. Și dacă vreți, am să fac asta, dar altceva, altceva nu. S-a tulburat, s-a supărat, s-a ambiționat. Ce credință, ce cale, ce asta? Eu, ce? Era la liceu și el în vremea aceea, mai știa că teologincă din materialismul științific și dialectic și așa. Și când l-am văzut așa, ce să-i spun? I-am mai răspuns și eu câte ceva, nu mă grăbeam să-i spun prea multe, pentru că era așa se manifesta ca multiștiutor, dar totuși răspunzându-i, se oprește la un moment dat, zice, de unde știi tu mai asta? Păi am citit și eu în cărți. Cum mai nu scrie nicăieri în cărți că există Dumnezeu, că așa, că lumea e și spirituală? Așa. Zic, dacă nu scriu rândurile, scrii printre rânduri. Unde ai învățat tu, măi, să citești printre rânduri? Zic, nu se învață la școală, dar este o problemă de discernământ. A început să înscrie rapoarte de pedepsire, când vin vineri de la muncă, pregătește-te că mergi la izolare. De ce? Păi nu lucrează sâmbăta. Dar zic că
stați să vedeți, mâine e sâmbătă. Nu că raportul e făcut de sâmbata trecută, acum tu mergi la izolare, că o scris comandantul, va executa sâmbătă și duminică. Deci toată săptămâna la lucru, sâmbătă și duminică la izolare, fără mâncare, fără azi. Mi-a luat niște ciorabi mai groși și mă duc la ofițerul de serviciu, cheamă Ferraru, îmi pune niște lanțuri la picioare de la o draglină, de la ceva care mergeau pe pinion, nici nu puteam să fac doi pași, niște brățări așa groase de fier, nituite bine, pune și la mâini. Ofițerul se uita la mine, ofițerul de serviciu se uita la mine. Nu zici nimic? Ce să zic? Nu vezi unde ai ajuns? Eram întins jos acolo, mă legaseră bine. Vezi unde te-a dus credința ta și unde te-a dus Dumnezeu tău? Vezi? Da, zic, văd, dar știți ce scrie la Scriptură? Ce scrie? Adevărul vă va face liberi. Și dacă eu sunt liber aici, puteți să mă înfășurați ca pe un prunc. Tot liber rămân. Liber. Și m-a ținut acolo sâmbătă și duminică, mi-a dat duminică seara, drumul m-am dus la muncă, n-am mâncat zilele cele și începusem să slăbesc o leacă. Iar rapoarte, mi-o tăia dreptul de a scrie, mi-o tăia dreptul de a primi pachet, mi-o tăia 150 de zile de libertate câștigată pe muncă, tot așa. El făcuse o pasiune, zice, trebuie să-l pun la respect. Și dacă a făcut așa, și dacă proceda așa, eu am scris câteva rânduri, ca o scrisoare de adio către cei de acasă. Câteva rânduri, pentru frați, pentru verișori, pentru părinți. Și am trimis-o prin niște deținuți care lucrau cu niște frați din Brăila. Ce a făcut el? S-a dus la poștă și a zis așa, când vine scrisoarea pentru Roman, mi-o dați mie. Frații, după ce au citit-o și-o dau cu părerea într-un fel și altul, au pus-o la poștă. Când au pus-o la poștă, i-a dat-o lui și sâmbătă dimineața mă cheamă el. Cine-i cu tare? Un frate, da cu tare, un verișor, da cu tare. Da? Crezi că ești de capul tău, încalci regulile și legile funcționării penitenciarului și asta ai scris acasă, fără aprobare, fără să... Zic, n-am avut încotro, dumneavoastră mi-a stăie drepturile, deja aveam dreptul la 2 luni să scriu și să primesc un pachet, mi-a stăie drepturile pe nu știu câte luni, eu ce să fac? Da? A luat câteva foi de hârtie, de pixul, de declarații. Zic, nu pot să vă dau declarații. De ce? Păi dacă dau declarații, dumneavoastră începeți un dosar. Și chemați și marturi, băgați oamenii în speriați, să-i puneți să spună mai știu eu ce. Și de ce să fie în dificultate? Ce am făcut, suport consecințele, ce au făcut alții, îi privește, nu dau niciun fel de declarații. În declarația mea, el nu putea concepe un dosar fără declarația mea. Și atunci, asta e cea mai bună soluție. Da? Nu dai declarații? Au scos un baston așa de cauciuc și zice, dezbracă-te. Am dezbrăcat, am rămas un indispensabil și cam așa de corp. Culcă de jos. Am culcat, zic, ce o să fac? Zic, ăsta vii supremul argument. El s-a uitat la mine și a început să mă bată.
de la Tel până la Umeri și înapoi, și înainte și înapoi, și era, lovea destul de tare. Acum eu nu știu, m-a durut, nu m-a durut, cert este că nu i-am spus nimic, vorbeam mai rar cu el, ca și cum ar fi dat în altceva. Și m-a bătut așa o serie, scoalte, dă declarație. Dacă mi-era să vă dau, vă dădem de la început. Culcat iar, am culcat iar, am bătut o serie. Pe urmă s-a gândit el, da, dacă mă reclamă ăsta, o chemat câțiva de acolo, maiorul de la militar și asta, ca să fie, să aibă el ca martor, să aibă acoperire. Uite aici unul care nu respectă legile statului, care crede că e de capul lui, face ce vrea și în armată și în pușcărie. Și... M-am uitat la el, zic, bine că respectați dumneavoastră legile statului. Și mi-a dat și 20 de zile de izolare. Cât am stat acolo la Chiscan, era camera de beton, era frig. Ca să pot dormi, puneam un bocanc sub umăr și un bocanc sub șold, să nu dorm pe ciment, să mă îmbolnăvesc de plămâni și asta. Și... Am fost, pe urmă m-a dus la... Dar a evadat unul. Și când a evadat acesta, l-a prins și l-a dus și l-a băgat în celulă cu mine. Și când l-a băgat în celulă cu mine, a ridicat cămașa, măi, se cunoaște că m-a bătut. Măi, ești dungi tot. Ești dungi vinite tot. La cei care evadează, vine procurorul și întreabă, ce? Ce, de ce ai evadat? Îl întreabă. Și când a venit, a întrebat și i-a șoptit el ceva sau nu, i-a spus că se poartă urât securistul, oricum, zice, da, aici cine-i? În cămăruța alăturată. Păi cine-i? Aici e unul care nu respectă legile statului, spunea el poezia lui. Zic, i-am spus și eu, zic. E destul că respectați dumneavoastră legile statului. Și dacă a văzut așa, procurorul s-a uitat la mine, s-a uitat la el, îl trimis de aici. Îl trimis de aici. Și m-a trimis la Săvinești și la Săvinești, când am ajuns și a luat afișa, comandantul s-a uitat și a zis, aici nu o să-i facem, că era acolo. Refuză să lucrezi sâmbătă, refuză să lucrezi sâmbătă. Aici nu o să-i facem rapoarte de pedepsire. Și într-adevăr, am fost apreciuit, apreciat, m-a pus și șef de echipă la un moment dat, realizam procentaje de 180-200%, harul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu a întors de atunci, din ce în ce, spre bine. Am avut parte de îndurarea lui. Am avut parte când am ieșit de la închisoare. Cine o să mă angajeze pe mine? M-a angajat la Direcția de Statistică, instituție în care securitatea ducea corespondența. Și a zis, vrei să ne ajuți? Vrei să lucrezi meseria asta? Vrei să ai grijă de mașinile de contabilizat și de calculi, de scris și asta? Noi te pregătim, tu... Ajută-ne, dar ce facem sâmbăta? Ce facem sâmbăta? Să cam să fac în așa fel, să nu fie nevoie de mine. Și în câți ani am lucrat acolo, o singură dată, într-o sâmbătă după masă, au venit două doamne la biserică, știi, s-au blocat mașina de contabilizat. Dar și ele erau bucuroase să plece acasă. Eu m-am dus după apus și am deblocat-o și m-am bucurat atunci, de binecuvântări deosebite, mi-a dat categorie maximă, mi-a dat spor de tehnicitate, a angajat și pe frații mei și am zis, mare este îndurarea Domnului. Și simt până în ziua de azi binecuvântările care mi-a fost greu atunci.
Dar acum sunt considerat luptător în rezistența anticomunistă. Nu am aceleași drepturi ca forții securiști sau activiști, dar am lucruri și beneficii de care mă bucur. Mulțumesc lui Dumnezeu, nici o urmare. Dacă la un moment dat m-a durut umerii, că o leacă de reumatism intrase atunci când am dormit pe bocanci, m-au înțepat albinele și mi-au trecut și nu am nici un fel de probleme. Prin harul lui mă bucur de o sănătate, dar am primit o telegramă care zice așa: vezi ce faci, transmite ce ai de transmis. De la vârsta asta încolo poți să te aștepți la orice. De aceea am venit până la dumneavoastră, v-am spus o parte din experiențele pe care am trecut, să ne bucurăm împreună, să ne încurajăm pe calea cea bună, cea îngustă, pe calea pe care a mers-o El și a deschis-o El prin cruce și prin suferința Lui, noi să-L urmăm de aproape, într-un spirit entuziasm, plin de bucurie și recunoștință, că se cuvine. Șansele pe care ne le-a oferit El prin moartea și mijlocirea Lui depășesc cu mult, depășesc cu mult suferințele de o clipă, suferințele de acum. Mă scuzați că am depășit 10 minute, Domnul să fie cu voi, cu fiecare, și sub binecuvântarea Lui să ducem lupta vieții, lupta credinții, cu un entuziasm care să influențeze și pe cei din jur. Amin? Amin. Amin.